întâlnire de genul între artiști. Din punctul meu de vedere e foarte bună, foarte constructivă, pentru că ai ocazia să cunoști oameni, ai ocazia să vezi cum lucrează și alții. M-au pus într-o situație aparte, dar nici nu m-am desprins de laptop pentru 4 ore, deci nu știu cât am mai stat acolo. Am încercat să fac ceva, să, nu știu, pornesc toată chestia, pentru că nu știam ce mai exact o să fac. Într-un fel, simțeam că eu trebuie să încep lucrurile, nu știu exact de ce. Și în același timp a fost și puțin greu, pentru că nu știam la ce să mă aștept la ceilalți oameni, dacă o să pot să mă mulez pe stilul lor, pe ei având un stil mai delicat, dar eu, nu știu, explorez mai multe zone. Mi se pare fain, pentru că băiatul ăsta e Mihai, e foarte apropiat de noi cumva, e și el super introvertit și ce mi-a plăcut la el e că a venit aici, a scos laptopul, a început să facă niște chestii, după ce ne-a spus, băi, eu am ascultat ce ați făcut voi și hai să facem ceva spre filmul vostru, dar și eu îi spuneam, hai să facem ceva spre filmul tău, cu Liciu, cu... Și a făcut imediat, a făcut o linie și de la aia am pornit, practic, tot. E puțin diferit față de ce facem noi în mod obișnuit, dar tocmai cred că asta este partea interesantă. Adică să ieșim puțin din zona noastră de confort. Noi de obicei lucrăm chitară și voce sau pian și voce. Facem o structură super, super simplă și după aia ne gândim cam cum să producem. Aici s-a produs foarte mult și vocea a venit cumva la final și atunci pentru mine a fost un pic derutant, dar... Dar fain. Se pare foarte mișto și chiar aș, dacă aș mai avea ocazia, aș mai face. Poate chiar, nu știu, mai puțin cu o zi. Pentru că, într-adevăr, limitele care ți se pun impuse sunt, nu știu, scot ceva din tine, scot mai mult din tine. Mi se pare super provocare. Nu știu încă dacă am dus-o cum trebuie la bun sfârșit. Mi s-a părut destul de greu, adică era foarte fun la început și după aia când îți dai seama că timpul e atât de scurt și vrei să scoți ceva foarte fain din materialul ăsta, începi să spui tot felul de întrebări, cel puțin eu mă tot întreb, e bună vocea, nu e bună vocea?